Graiurile mele, ascultă-le, prea sfântă doamnă, fecioară, și nu întoarce de la mine fața ta de mamă. Schimbă plânsul meu în bucurie și suspinul meu într-o veselie, ca să cadă vrășmașii sub picioarele mele. M-au auzit suspinând, dar nimeni nu m-a mângâiat. Toți vrășmașii mei, când au aflat nenorocirea mea, s-au bucurat. Eu nu sunt decât un om neputincios, de aceea ajută-mă cu darul tău să fiu statornic în poruncile dumnezeiescului tău fiu. Trimite binecuvântările sale peste vrășmașii mei și întoarce inima lor cu dragoste asupra mea. Alungă suferințele și neodihna ce-mi vin de la ei și ne împacă pe noi. Auzi nevrednica mea rugăciune, prea milostivă fecioară, și trimite harul și ajutorul tău acolo unde mă vor întâmpina vrășmașii cei văzuți și nevăzuți. Și fă să se ridice stâlpi în locul unde îi va întâlni pe ei puterea ta. Amin. Dacă ești creștin ortodox, abonează-te gratuit. Dumnezeu să te binecuvinteze.